Perioada de înscriere a candidaților la sesiunea de admitere în cele două unități de învățământ post-liceale ale Poliției Române a fost prelungită cu două zile până la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare în perioada 24 aprilie-16 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații pot depune documentele solicitate până la data de 24 mai 2024. Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite. Totodată, proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada 28-31 mai, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat în centrele zonale de selecție. Astfel, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pentru candidații din municipiul București și județele Argeș, Călăraș, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman și Tulcea, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina pentru candidații din județele Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea, Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan, Cluj-Napoca pentru candidații din județele Alba, Bistrița, Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Sălaj și Sibiu, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu, Oradea pentru candidații din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare și Timiș, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani pentru candidații din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș, Fălticeni pentru candidații din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea concursului rămân neschimbate.